Dacă mă uit la fiecare persoană din echipă în parte, cu ce ar putea ajuta fiecare individual cel mai mult businessul. Te salut cu drag, Wise Leader-ule! E și azi răspundem la o întrebare strategică. Dacă te uiți la fiecare persoană din echipă în parte și încerci să identifici cu ce ar putea ajuta fiecare cel mai mult businessul, Pot începe prin a analiza abilitățile și experiența fiecărui membru al echipei. De exemplu, un coleg cu experiență în vânzări ar putea ajuta la dezvoltarea strategiilor de vânzări și la identificarea unor noi oportunități. Un alt aspect important este pasiunea și motivația fiecărui membru al echipei. Dacă cineva are o pasiune specială pentru inovație și tehnologie, ar putea contribui semnificativ la dezvoltarea de produse sau servicii inovatoare. Nu uita să iei în considerare și punctele forte ale fiecăruia. În concluzie, pentru a identifica cum fiecare membru al echipei poate ajuta cel mai mult în businessul, trebuie să analizezi abilitățile, experiența, pasiunile și punctele forte ale fiecăruia și să le asociezi cu nevoile și oportunitățile businessului tău. Ce doresc este să ai o săptămână productivă și decizii wise și nu uita, schimbă perspectiva, schimbă acțiunea, schimbă rezultatul.